copie a icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a fost dăruită marți 21 noiembrie 2023 Bisericii Buna Vestire a Parohiei Sfântului Ilie Șcheia din Suceava. Pelerinajul a avut loc cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și Înalt Preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Delegația care a ajuns la Suceava a fost condusă de către Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu. Sfânta icoană, dăruită parohiei sucevene, a poposit de pe 1 octombrie 2023 la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Târgu Neamț. Un sobor mare de preoți și diaconi din toată eparhia Sucevei și Rădăuților a întâmpinat icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu în fața Bisericii Buna Vestire. În dreptul apsidei stângi a locașului de închinăciune s-a oficiat acatistul icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului, alcătuită de către Înalt Preasfințitul Calinic în vremea slujirii ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Credincioșii de departe și de aproape s-au rugat împreună la acest moment duhovnicesc, alături de soborul preoților și diaconilor și de oficialitățile locale din Șcheia, Suceava și din câteva comune ieșene. Bucură-te că prin ele multe rezini s-au biruit, bucură-te că icoanele, odorne preții biserici s-au vădit. Părintele Filaret Ruscan, consilier eparhial la sectorul de misiune pastorală și actualitate creștină al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a subliniat importanța zilei de 21 noiembrie, pentru comunitatea parohială din Șcheia și pentru cei din orașul Suceava. Nemăsurată este recunoștința a slujitorilor din această eparhie, a credincioșilor, care astăzi vă primesc cu toată dragostea, pentru că este o zi deosebit de importantă pentru această comunitate, pentru satul Sfântul Ilie, pentru comuna Șcheia și pentru toți credincioșii suceveni care trec zilnic pe lângă Biserica de Piatră. O biserică care s-a zidit cu atâta trudă de către familia părintelui Mihoc, de către frații, de către toate rudele care au pus aici o sămânță ce înflorește atât de frumos. Dar sigur, aceste ziduri ar fi rămas poate mai reci dacă astăzi Maica Domnului n-ar fi dorit să ajungă aici. De minunat lucrează Maica Domnului. Această icoană a Maicii Domnului face parte din categoria icoanelor Maicii Domnului denumite Axionestin, puținele icoane în care Maica Domnului îl are pe prunc în mâna dreaptă. Pentru noi credincioși de aici se înseamnă că avem o datorie sfântă peste toate celelalte pe care le avem. Și aceasta este datoria de a păzi dreapta credință, foarte bine primejdile în care ne aflăm și care ne pândesc la tot pasul. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a mulțumit Înalt Preasfințitului Teofan și Înalt Preasfințitului Calinic pentru că au binecuvântat pelerinajul și au motivat gândul de a aduce Sfânta Icoană la Biserica Buna Vestire Șcheia. Domnului trebuie să facă să fie cunoscută și să fie scut de apărare tuturor părinților slujitori care sunt solii lui Dumnezeu și tuturor credincioșilor ortodoxi pentru tine care o prețuiesc de altfel pe Maicuța Domnului. Ales Maica Domnului în acest loc binecuvântat, chiar mă uit și mă gândesc mult, această frumoasă catedrală care este, după părerea mea, unicat realizată până ce am văzut eu în afară de Putna și gândul meu a fost, aici va veni Maica Domnului. Tot dragul am dat-o pentru dumneavoastră, dragi bucovineni, care de astăzi înainte Maicuța Domnului vă așteaptă, repet, este pretutinien, dar aici și-a dorit locul Maica Domnului, are hramul Buna Vestire, a venit într-o zi mare, intrarea Maicii Domnului în biserică și o găsiți aici, Maicuța Domnului va rămâne aici, la Suceava, în Dulcea Bucovina, unde toți credincioșii se vor perinda zi noapte, închinându-se la Sfânta Icoană, copia icoanei Făcătoare de Minuni. Și țin să mulțumesc ucenicilor mei, fiilor mei duhovnicești care sunt de față și m-au urmat astăzi cu mare bucurie. Vă mulțumesc din suflet pentru primirea frumoasă, căldura Sfinților voastre, părinți, că nu ușoară vă este crucea. Ca niciodată văd un sobor așa de mare la primirea unei icoane. Rămâne Maicuța Domnului scut de apărare și o mare, mare binecuvântare pentru dulcea noastră Bucovina. Încă o dată vă mulțumesc tuturor celor prezenți, să vă bucure Maica Domnului și să aibă milă de sufletul nostru. Părintele consilier Filaret Ruscan a oferit apoi Ordinul Crucea Bucovinei celor ce au susținut organizarea acestui eveniment. Conferim
cu părintească dragoste, Crucea Bucovinei, domnului inginer Constantin Pasternac, domnului viceprimar Dumitru Curcudel, domnului director Constantin Goroncea, pentru remarcabilă activitate în slujirea bisericii și a comunității. Urmează, înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. De asemenea, părintele stareț Nicodim i-a oferit o cruce pectorală părintelui paroh Dumitru Mihoc, care a transmis câteva gânduri cu acest prilej. Dumnezeu și Măicuța Preacurată au rânduit așa o sărbătoare de aleasă. Avem icoana Maicii Domnului în permanență aici, datorită binecuvântării lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, datorită mărinimii părintele stareț. Să dea Dumnezeu ca toți cei care veniți cu mare credință să vă închinați aceste icoane și icoane Tahadâmbu, să aveți parte de mila Maicii Preacurate. Nu am cuvinte, te mulțumesc părintele stareț pentru tot ajutorul și mai ales pentru odorul acesta sfânt și drag tuturor și această sfântă icoană. Amin. Părintele Ioan Mihoc, director emerit al Seminarului Teologic Liceal Ortodox de la Mănăstirea Neamț, a relatat celor prezenți minunea prin care copia icoanei Maicii Domnului a ajuns în Bucovina. Am ajuns pe 1 octombrie anul acesta la sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului la Mănăstirea Hadâmbur. Când am ajuns dimineață, pe data de 1 octombrie, cu un grup de credincioși de la Târgu Neamț acolo, Părintele stareț, prima dată, a făcut așa cu degetul spre mine, am să vă dau o icoană. Mai bine de o lună de zile înainte, Părintele Dumitru și împreună cu o soră de-a noastră tot se sfătuiau să facă o icoană pentru Maica Domnului. Sora noastră, de la ea a pornit ideea, a spus să facem icoana Maicii Domnului neapărat, nu cumva să moră înainte de a se face icoana Maicii Domnului. Și atunci ne-am sfătuit noi, oare ce icoană să facem? Cum să facem? Am luat legătura împreună, am fost la un argintar în Târgu Neamț, un om deosebit. Deci după o lună de zile, iată, ajungem la Mănăstirea Hadâmbu. Și Părintele Stare spune, vă dau o icoană. Icoana pe care noi o doream, în momentul în care noi am început poate să gândim despre această icoană, Părintele Stare, Maica a Domnului, dar și lui în gând să facă o icoană. Să facă o icoană. Și i-a mai dat ceva în gând. I-a dat în gând să dea această icoană aici. Maica Domnului a binevoit ca icoana ei să poposească puțin și la Târgu Neamț. Să binecuvinteze și acolo. Și de la 1 octombrie până acum, icoana Maicii Domnului a fost la catedrala de la Târgu Neamț. Și acum vă dați seama că credincioșii de acolo s-au despărțit cumva cu durere în suflet de icoana aceasta, minunea cea mare, am spus eu întotdeauna la Hadâmbo, pe care a făcut-o Maica Domnului, a fost atunci când l-a ales pe Părintele Stareț, ca să fie acolo cel care poartă de grijă de locul acela. Vă rog să transmiteți, Părinte Consilier, mulțumirile noastre în al preasfințitului Arhiepiscop Calinic, pentru că, pe lângă faptul că sunteți prezenți Sfinția voastră aici, cu un mesaj frumos din partea în al preasfinției sale, ați adus și aceste daruri pentru oameni vrednici care au fost întotdeauna lângă Părintele Stareț, l-au ajutat și când a fost ușor, n-au avut așa de mult nevoie de ajutor, dar când a fost greu mai ales, au fost întotdeauna împreună cu el. Icoana Maicii Domnului a fost purtată în sunetul cântărilor în biserica parohială, apoi a fost așezată într-un frumos baldachin sculptat, realizat prin contribuția Mănăstirii Hadâmbu și a câtorva ucenici ai părintelui stareț Nicodim. Am venit, măicuță, cu drag am venit, la cheia-n codru, la locul sfințit. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul care-l mai avem. Roagă-te, măicuță, pentru al tău popor,
crucea este grea. Măicuță, să ne mai vedem, să spunem de cazul care-l mai avem. Să te mai vedem, să spunem de cazul. În timp ce pelerinii s-au închinat la icoana Maicii Domnului, s-au interpretat mai multe pricesne. Noi ne-am pus în tine și nădejdea toată. Nu ne lăsa, Măicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale.